rog, din partea generației mai tinere, pe istoricul Aureliu Antoniu Marc de la Deva. Cernici părinți, cinstiți monahi, onorată asistență, iubiți frați și surori într-un Hristos Domnul. Mă stăpânește o mare emoție acum ca să răspund invitații prietenului meu, Bărălan Baciu, de a spune câteva cuvinte în fața dumneavoastră. Nici nu știu ce cuvinte de folos pot să mai spun după înainte vorbitorii mei. Dar am să încerc să pun la sufletul dumneavoastră și mai vârstnici și mai ales mai tineri câteva cuvinte care le am în minte. De fiecare dată când vin aici la Sâmbăta de Sus și particip la evenimentele comemorative ale celor care au luptat și s-au jertfit în munții din zona aceasta, în satele din rapalele acestor munți, dar bineînțeles fără a uita pe cei de pe tot cuprinsul țării. Este foarte important un asemenea eveniment pentru a menține vie memoria acestor oameni și desigur a evenimentelor la care au participat. Este foarte important să nu se uite toate acestea, deoarece în zilele noastre se duce o adevărată luptă pentru memorie, pentru ce anume să se mai țină minte și să se mai aducă aminte și pentru ce nu. Ei bine, am vorbit despre rezistență în aceste zile. S-au împlinit 75 de ani de când a început rezistența anticomunistă efectivă pe teritoriul României. În zilele acestea, această rezistență, aceste rezistențe îi se schimbă sensul. Această rezistență nu este mediatizată, nu este pomenită foarte des și foarte mult în public, nu este adusă la cunoștința elevilor, studenților, la orele de istorie. Din contră, este totul lăsat la voia influențării prin canalele de informație în masă, mass media. Iar aceste canale au grijă, bineînțeles îndeplinind planurile celor care conduc atât lumea din care facem parte, cât și țara noastră, să ne obișnuim cu un alt fel de rezistență, mai virtuală sau de piață, un hashtag rezist sau ceva în genul tuturor forurilor de discuție de pe canalele de social media, din virtuală. Ei bine, mulți, din păcate, au căzut în capcana aceasta întinsă de cei interesați să dea uitării pe cei înscriși pe acest monument și pe toate crucele și monumentele ridicate pe teritoriul țării noastre în memoria lor. Ei trebuie înlocuiți, mai ales în mintea și în sufletul generațiilor tinere, cu un alt fel de rezistență, cu un soi de mascarată, în care nu sunt puse în fața lor lucrurile profunde, fundamentale, care ne definesc ca țară, ca și popor, valorile noastre, ci tot soiul de aspecte și valori prezente cu care să ne fie ocupată mintea, sufletul și mai ales timpul prețios pe care îl avem. Toată lumea știți de o noi soi de mișcare de rezistență, care face foarte multă imagine și gălăgie în piața Victoriei din București, în centrele marilor orașe din țară. Da, aparent sunt probleme împotriva cărora trebuie protestat, oamenii trebuie să se adune, să-și spună cuvântul, să se opună. Dar în niciun caz din aceste adunări
nu au fost abordate, nu s-au pomenit problemele fundamentale de care pomeneam. Cu atât mai puțin de eroii rezistenței anticomuniste. De aceea, ca să nu lungesc vorba și să mă repet, deși eu o să repet aceste vorbe în orice împrejurare și ori de câte ori va fi nevoie, e bine să ținem seama, să fim foarte atenți și să ne întoarcem de fiecare cu gândul la istorie. E o istorie relativ recentă, dar pe care trebuie să o vedem, să o cunoaștem și să ne o însușim la modul real, așa cum a fost, nu cum ne este prezentat în zilele acestea. Slavă Domnului! Dacă bunicii, străbunicii și unii, chiar dintre părinții generației noastre, mulți nu mai sunt în viață sau sunt la vârste foarte înaintate și nu mai pot spune multe despre cele prin care au trecut și despre lupta lor, însă au scris, mulți, foarte mulți au scris și au lăsat memoriile, urma faptelor lor, au trecut-o pe hârtie. Să luăm acele cărți să le citim. Să ne adăpăm de la aceste izvoare vii de trăire, de simțire românească și creștină. Și în felul acesta sunt convins că, așa cum spunea domnul Baciu, ne vom aduna mulți ani de acum încolo la acest monument și sper eu din ce în ce mai mult. Și nu doar aici. La Iud, la Predeal, la Gherla, la Putești, la Miercurea Ciuc, la Mislea, la Sighet și oriunde în țara asta unde au existat asemenea eroi și monumente de genul celor din spatele meu sunt în picioare ca să mărturisească și să aducă aminte tuturor prezenți și viitori despre lupta și existența lor. Vă mulțumesc! Vamos.